Există în România un drum aflat la o altitudine mai mare decât Transfăgărășanu sau Transalpina. Pe acest drum din munții Iezer sunt eu astăzi. 43 de kilometri pe două roți. Pe patru roți. Sau pe două picioare. Traseul începe de la barajul Râușor și urcă pe culmea Portărea Sa, iar mai apoi pe creasta Iezerului, către vârful Iezerul Mare, unde atinge altitudinea maximă de 2462 de metri. De aici traseul coboară către Crucea Ateneului, culmea Văcărea, Cabana Voinea și înapoi la barajul Râușor. 43 de kilometri și o diferență de nivel de 1500 de metri. Cam mult pentru o zi. Prin urmare, i-am urgat pe cei de la Iezer Venture să mă scoată în golul alpin. 13 km de urcare cu Jimny. Iar următorii 30 de km pe bicicletă sau pe lângă ea. Aici în spate, vârful Iezerul Mic, 2406 metri, iar undeva mai în depărtare, vârful Iezerul Mare, 2463 de metri. Am lăsat bicicleta să se odihnească și am plecat pe jos către vârful Iezerul Mare. După 5 ore de traseu, în sfârșit, pe Iezerul Mare. Sunt iar pe bicicletă și am început cea mai interesantă parte, coborârea pe culmea Văcarea. După 10 ore și 43 de kilometri am ajuns de unde am plecat. Barajul Râușor.